s-au luat zeci de mii de euro. S-au luat zeci de mii de, de, România? de euro. România? Din România. să moară și capra vecinului, să moară chiar capra. Sunt vremurile bune, nu mai are un să te ducă mai jos. mă las acasă. Păi, tu este te Da, da, rugăm. Da, da, așa da, a am zis de fapt. Asta a fost ideea. De la Marfa și Bani. Vreau să te întreb ceva. Și ai semnat-o? Vreau să te întreb ceva. Vreau să te întreb se Am rămas efectiv lui cu cardul la mână. Că vorbim de Marfa și Bani. Salutare și bine ați venit la Marfa și Banii. Îl am lângă mine ca de obicei pe Sorin Mierlea, președinte Infocons. Cu mânicile suflecate. De data asta și eu. Și Mircea Nuțu în calitate de consumator și antreprenor. Și v-am pregătit o surpriză în această seară pentru că și-a dorit foarte tare să fie la noi și are rost să vă mincă și noi ne-am dorit foarte tare să fie aici. În dreapta este Codin Maticiuc, Știți că am fost deja și suntem și acum pe canalul lui, dar am fost deja la Mijloc, na, am făcut... Corect, deja. corect, vă mulțumesc băieți că m-ați primit și mulțumesc pentru uh, aspectul ăsta casual pe care l-ați afișat, v-am văzut și îmbrăcați mai serios, dar acum dacă a venit Golanul, Dar ceea ce mă -ați să vă vă? În faptul că dacă am fost la tine la Mijloc, ți-ai dat seama că ai avut probleme și vii să le rezolvi la noi. Cum ar trebui fiecare spun. din cei care se uită acum, ai o problemă, te uiți la Marfa și Banii și măcar găsești rezolvarea dacă nu chiar ți-o rezolvăm și, problema. Și până la urmă te băgăm noi la mijloc dacă nu te bagă Codin, cam asta e. Corect, și în sfârșit și eu la mijloc, într-adevăr am vorbit cu, uh, cu oamenii și le-am promis că o să vin la voi în la, la mijloc le-am le povestit, v-am povestit pe scurt că mi s-a întâmplat și mie ceva, că am avut o, întâmplare. Total nefericită și neplăcută Sper să nu fie unica, ultima Și toate problemele care le ai să vii tot aici la noi Ca să le rezolvi Acum eu sper să nu mai am probleme, de ce să am probleme și să vin aici lasă mă Doamne, iartă-mă Te vezi la vreau. marfa și bani și previi atunci problemele Asta zic, să previn problemele Haideți să vă povestesc ce mi s-a întâmplat mie și vreau să știu câteva lucruri. Cred că n-am procedat corect, acum că m-am uitat și la câteva emisiuni de ale voastre, mi-am dat seama că sunt niște lucruri pe care nu le-am făcut, dar în orice caz aș, fi, aș vrea să știu unde am greșit exact și ce aș fi putut face. Concret, am, am plecat într-o vacanță, am cumpărat bilete de avion pe ruta București-Los Angeles via Londra pentru că așa le-am găsit erau două cupluri am fost eu, nevastă mea, un prieten foarte bun și soția lui. Ne-am cumpărat aceste bilete, business. Vacanța era ei continuam de acolo vega și așa mai departe, dar, dar pe primul segment asta ne-am dus la aeroport. Într-adevăr ce am făcut erau am, am, am ajuns cam târziu la check-in. Am ajuns cam târziu la check-in, dar, într-adevăr, nu se închisese check adică n-am fost în default față de companie, în niciun fel, nu am țipat să se deschidă check sau ce. Am ajuns la check târziu, eram ultimii de acolo, li s-a făcut check tuturor prietenilor mei, inclusiv nevestei, și când a ajuns la mine, mi s-a spus că nu mai sunt bilet. Și că nu mai sunt locuri, că nu mai... Că tu biletul, biletul plătit, ne... cumpărat. Bilet plătit, business, 3600 de euro, <coughs> Cât? cât, 3600 a fost biletul business. a al fost. Familie, al familiei. și cu cuplul ăla care a cu voi. Da, sper. cu toți. Da, doar al meu. Do, da, biletele, <laughs> atât au costat biletele business. Atâtea, în general, un bilet de America, cam acolo e. Depinde cât de mult îl iei în timp. Mai jos de 1800. Cred că să răsit sorinu, răsit sorinu, vreau să spun că eu consider că asta e prima greșeală. Că am cumpărat bilet da, business, da? da? nu, eu, da, 3, da 6, că... Că m tot certat în emisiuni și ai zis că trebuie neapărat să auzim toată povestea și după Așa aceea este. să o luăm Am rezolvat această problemă pentru că de când am copii nu merg decât economic și America și peste tot. Nu am cum să iau atât de multe bilete business, așa că s-a rezolvat problema, suntem mai mulți și luăm doar economic uh, atunci eram în vremurile mele bune și luam business uh, 3600 costa biletul, am fost acolo la, la check-in, la counter uh, doamna mea nu mai sunt bilete Cum mai sunt locuri în avion, păi, zic cum păi, biletul îi și da, dar uh, noi așa facem, facem un overselling vindem mai multe bilete decât locuri și sperăm să nu vină toată lumea păi, zic, și cum, și, cum, și cum facem? zic, că am rămas afară, adică problema mea era așa eu trebuia neapărat să ajung. Nu mai zic că ei trei fuse îmbarcați, cine rămâne? eram doar eu cu nevastă mea. Ce făceam? Cazarea începea, adică plătisem și cazarea, aș fi pierdut o, noapte de cazare. Și o întrebă aia, și, și, și cum facem? Și aveți un noroc extraordinar, zice. Extraordinar, mai e un loc în avion la economic. Po păi putem lua acolo. Asta e ca Crăciunurile pe vechi, știi, de pe înainte de 89 asta. Ai un noroc, adică... Da, aveți un noroc, noroc extraordinar. Era, bine păi trăinuită, domnul. aveți da. un noroc trăinuită. extraordinar, avem un loc, un singur loc în tot avionul, la economic, puteți bura așa că pe următorul segment poate prindeți la business, cum ați cumpărat. Da, poate. Ah, dacă nu, nu așa că Dumnezeu... Zis, poate că cred că de dădeam cu ceva în cap. Mă rog, ideea este că... Uh, I-a spus, doamne, Ok, cred că accept așa, că nu vreau să pierd și cazarea de acolo, nu, accept, merg la, merg la economic. Și deci, cum facem? zic, dați niște bani înapoi, rambursați ceva din bilet și ce puteți să mergeți aici, uite acolo este un ghișeu a British Airways că noi suntem cechini, nu suntem british nu e acolo, de la mine, nu mă chine, aici, aici, și zice, zice da, și duceți-vă la birou, British Airways cu tare să vă lămurească ei, zic m-am dus acolo, zic bună ziua, am și eu această situație mi-am cumpărat un bilet business, mi s-a spus că o să mă îmbarc economic, ce facem, cum facem a, zice, se rezolvă, zice acum, imediat uh, acest, că mi-au mi dat un card. A, nu și nu mi l-au dat, mi-a zis că trebuie să completați aici. Acum mi amintesc exact detalii, ce completați aici, că o să facem cumva să se rezolve situația. Zic, ok. Ce, vă rog, completați tot ce s-a întâmplat. Am completat, era să pierd avionul, că între timp aia mă strigau la. Zic, că, mă, pierd avionul. Nu, nu, completați, vă rog frumos să vedem ce se așa cu tare. Am completat, am plecat, am, între timp o întrebat să-mi dacă pot să mut pe nevastă mea, zic că pot să mut și pe aia economic și nu, că mai e doar un singur lucru. ar veni să moară și capra vecinului. Să moară și capra vecinului, să moară chiar capra, nu, adică nu. nu, dar vreau să stăm împreună, po poate să zboară și ea cu mine. Cum am rămas așa și încă îmi sună în cap că ai spus că asta era pe vremurile tale bune, adică astăzi nu sunt vremurile bune ca ai copii. Cu prinde copii nu e, nu e o fericire. Așa. și zic că, bă, să să zboare și aia, nu, nu vă descurcați acolo, într-adevăr, când am ajuns în avion, am convins pe un om care era lângă mine și care nu, nu știu era... Că a fost greu. Ea și cum ar fi fost greu, dacă și el ar fi fost cu celălalt de lângă el, da. cu so soție, cu ceva, simții? Nu, erau doi, era oameni tot care, în bune. Erau do niște <laughs> doi oameni care nu se cunoșteau și am spus, vrei să zbor business până la Londra și să poți și eu să-mi aduc soția acolo? Da. mă a, m -a cred că e 1 aprilie, direct. Da. Dați un loc la business? S-a întâmplat treaba asta. E, și îmi amintesc și acum a venit cineva în avion de la British, a venit cineva de la cel counter și mi-a zis am ajuns la noastră poftiți și acesta este un card, mi-au dat un card în mână și a zis aveți acest card cu Bă, era o sumă de rizor. vreau să zic 23 de euro nu mai știu dacă erau 23 sau 36 sau ceva de genul ăsta adică ceva la modul ăsta de puțin mi-a zis uite ai, ai, acest card extraordinar eu l-am primit așa în mână, eram efectiv Și ce Restul ia de la băiatul pe care l-ai trimis la business. Deci aveți acest card extraordinar pe care, atenție, nu puteți să-i cheltuiți oriunde nu e un card pe care puteți cheltui banii de pe el doar în anumite shop autorizate de la Londra, cred că de la Duty Free sau, adică nici măcar nu puteam să fac ce, nu puteam să-mi iau cafea de la Starbucks. Nu, trebuia să mă duc efectiv la Duty Free-ul de la... Am rămas efectiv lui cu cardul la mână? am plecat și n-am făcut nimic în sensul ăsta. Adică n-am făcut, m-am tot gândit, bă, mă întorc în țară, fac o reclamație, fac o treabă, vă dau o judecată, mi-au un avocat. M-am desumflat, m-am gândit, în mod normal, ce mă gândesc că doar pe segmentul București-Londra, un bilet dus întors e 1400 la business. Adică eu dacă... Doar pe segmentul ăla ar fi trebuit să îmi dea minim 700 doar să zică bă uite segmentul ăsta pe care nu l-ai zburat cum ai vrut tu ia bani înapoi 700 în mod normal eu fiind client de business și pe vremurile mele bune eram puteau să zică bă uite nu uităm în track de aici e mai zburat business cu noi cu tare. Băi, că ți-l dăm tot gratis, că ne am încurcat un pic, adică cumva Acum, o ca trebuit? idee, ca și politică, e o politică comercială, ce vrea compania să facă ca și politică comercială. Dar pe vremea respectivă, în vremurile tale bune, mai ales că Anglia la vremea respectivă era membra al Uniunii Europene, zborul dintre București și Londra a fost practic pe teritoriul Uniunii Europene. Pe teritoriul Uniunii Europene există o legislație foarte clară din punct de vedere a tot ceea ce înseamnă drepturile și obligațiile pe care le ai în calitate de pasager aerian. Și din această perspectivă, grosso modo, trebuia să faci o reclamație când te întorceai, că o făceai către Unde? protecția consumatorului, că okay. o făceai printr-un avocat. Sau veneai către Infocon să-ți plăteai cotizația și te reprezentam ca să-ți recuperezi dauna materială și morală și insist pe dauna materială și morală, fiindcă în momentul în care ți s-a cauzat o pagubă, ți s-a refuzat practic îmbarcarea pe locul pe care tu l-aveai achiziționat, ți s-a pus la dispoziție un alt tip de rutare, un alt tip de... Până la urmă deloc un alt produs, un alt produs până la, urmă la un un pro... este un alt serviciu. Că vorbim de despre din punct de vedere financiar atât cu costul biletului plus o daună morală. Păi, și a, a dat aceasta... 20 de euro la financiar. Și această da, daună da, da, morală pe teritoriul ceva. Uniunii Europene, peste un anumit număr de kilometri care depășește distanța București-Londra, ajungeai doar prin această despăgubire la 500 de euro. Pe lângă ceilalți bani pe care trebuie să-i recuperezi. Problema este că, din păcate, noi ca și consumatori, noi ca cetățeni, mai ales români, avem tendința asta, suntem foarte războinici, îmi place mie un cuvânt, belicoși, dar în momentul în care cu adevărat trebuie să facem ceva, ne desumflăm foarte tare. Și chiar tu ai spus că ai zis că o să faci, că o să treci, da, 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 Pe moment am fost furios. Exact. exact. mi Numai că și am început să mă gândesc că acum aici vreau să ajungi să vă întreb. Pun, spui că puteam să sun la nu știu ce, mm. la nu știu cum. La... Care erau costurile? Zero. Aici am înțeles că la Infoconz dacă plătesc abonamentul, Bine, e voi de ca aveți, la noi, dar asta nu înseamnă și că, că tu Dar dacă tu singur te apucai să faci acest lucru, puteai să zici, băi, eu nu mi-am niciun avocat, mă duc frumos la instanța de judecată, depun, taxa de timbru este zero pentru aceste, față de alte, să spunem, procese în care te costă 10%, care trebuie să-i pui tu din buzunar și să aștepți să vezi față de litigiul litigiu pe care îl cer. Cer 1000 de euro, trebuie să pui 100 de euro taxă de timbru. Pentru astfel de litigi e zero taxă ceea ce înseamnă că te poți reprezenta singur, ai toate dovezile și, să zicem, poți să câștigi. Vrei tu să-ți iei un avocat, că n-ai timp să faci toate demersurile, plătește avocatul. Nu vrei nici asta, te duci către o autoritate de protecție a consumatorilor, să către o organizație de protecție a consumatorilor și te reprezintă ei în toate aceste demersuri. Între timp au apărut pe teritoriul României cum și pe teritoriul Uniunii Europene diferite SRL-uri care fac aceste demersuri, dar în care ți iau o anumită... Să spunem, semnezi, îi împuternicești pe ei și îți iau 50, 60, 70, 80%, 30% din banii pe care îi recuperează și se ocupă ei de tot. Adică, mecanismele de a face ceva există. Nu, numai că există, sunt nenumărate. Okay. Problema este să înțelegem, să avem determinarea. Și cred că cel mai bun exemplu, sau, exemplu, nu știu dacă e exemplu, așa un caz interesant, când erau zboruri din București către Finlanda cu o linie aeriană finlandeză. Când zburau finlandezi, de exemplu, sau mai zburau și români, puneau acolo niște chestionare pe care să le completezi. 90% din cetățenii străini, mai ales finlandezi, completeau chestionare. Din români, 2-3-5%. Același lucru se întâmplă și în momentul în care ai o reclamație. Mulți, chiar dacă își pierd bagajele, așteaptă, o să-i rup, o să fac, o să merg în instanță, o să dreg, o să... Dar nu se întâmplă lucruri. Da. Avem tipul ăsta de, cum să spun eu, de atitudine foarte războinică, dar dacă nu putem face pe loc în momentul ăla s-a făsit eu după că o oră, două zi și, și atunci asta spui, eu, cred că ne-a speriat dar, și ce s-a întâmplat de câte ori, okay, cât ori ai văzut în jurul tău oamenii care au încercat ceva și s-au zbit numai da, de da, zi, știi? doar de ziduri și de nu știu ce și n-au luat niciun ban nu știu la câte mai, dacă îți mai arde să zici bă, las că mă apuc eu și vezi că ai pierdut mai mult timp și pe toate litigiile, mai ales pe astea de transport aerian, ori pe site-ul comisiei, ori pe site-ul autorității, ori pe site-ul infocons, ori pe site-ul acestor firmulițe care fac genul ăsta de, să spunem, diligence pentru consumator, poți să le faci exclusiv online. Ai făcut fotografie la um, talonul de îmbarcare, la ceea ce ai avut și la revedere. Problema acum... Depinde să spunem și tu, ca și consumator, unul la mână, dacă ai cumpărat biletul ca persoană fizică sau ca persoană juridică, dacă l-ai cumpărat ca persoană fizică, ai aceste drepturi, dacă l-ai cumpărat ca persoană juridică, se schimbă tot ce înseamnă paradigma asta a drepturilor de protecție a consumatorului okay. și e important să știm asta. Iar pe cealaltă parte, cred că este extrem de important să înțelegem în momentul în care cumpărăm, că cumpărăm un bilet de avion, cumpărăm cazare și plecăm din România, ar fi bine să le luăm printr-o agenție de turism și să precizez asta, nu neapărat de pe un site de, nu știu, de bilete de avion. Sau da, să să ai reprezentare direct. în România. Să ai reprezentare în România, să ai pe cine să tragi de urechi, să-și recuperezi mai repede daunele materiale și morale. Fiindcă altfel, chiar dacă câștigi, și aici poate să spunem unii consumatori se sperie a, compania respectivă, de exemplu cum era acum ei din Anglia, până vin banii. Dar îți iei banii sigur. Un englez, un nemț, un finlandez, un ungur, chiar, în momentul când are o problemă, se ține de el la loc. O secundă, stai câteva întrebări. Unu, este o practică asta a companiilor. Aerien. Da, este o adică să, să vândă mai mult să, decât să vândă și să scrie undeva pe un fine print, că am mm -hmm. că scriea și pe biletul mm -hmm. meu, dar nu citești toată aia, că o să ai loc dacă o să ai. Exact. De ce? Fiindcă destul ce de mult din experiență... Dar de ce sunt lăsat să fac asta? Ca să mi se pare incredibil. Nu e ceva adică, incredibil? Nu Cum, cum fă adică fă să vinzi mai multe bilete decât ai? Cum ar fi să facă teatrele, cinematografele? Bă, ții un bilet, vedem noi dacă. Da, și îl ții pe în brațe. Și asta este. Și te uiți după Bine, depinde el. acum cine, Ce, pe cine tine e Cine în brațe, cine E, normal că sunt lucruri care sunt la limita moralității și legalității, dar din experiența cine pe limita? care au depus-o ei către autorități, a fost că undeva un procent important dintre cei care și-au bilete nu se prezintă la îmbarcare. Da, da, adică da plătit. Ca... exact asta spun. Dacă l-am plătit, e același lucru un doamne, Cum să în loc de două ori? Cum ar fi la teatru? Zic, Bă, am cumpărat biletul, lasă-mă să văd eu dacă vin sau nu. Am făcut un studiu și am mai putea să mai vindem un 20% peste capacitatea sălei ca să nu știu ce? Păi este el... o problemă a Uniunii no, Europene, dar vine în compensare, exact pe segmentul respectiv în care vin cu aceste compensații financiare destul de mari. Da, 20 de că... euro. Da. Nu, vine, Ma, nu am da, spus nu. deci, Practic, bun, legislația e, dar aici de e euro, e pe, să lângă de, pe lângă, de, pe lângă costul de bilet. Da Asta înseamnă 35? că vine destul de mult ca și... Adică dau un exemplu, dacă ți-ai luat la un low cost, pe o distanță București-Londra și se întâmplă lucrul ăsta și tu ai dat 30 de euro pe bilet, poți să-ți iei 500 de euro? De spăgubire. Eu asta dar, vreau să bun, spun, dar gândește dar... un pic 30 de euro, dar, dar câți oameni Băi, sunt oameni, tu o să zici, da, domnule, sunt oameni care 30 de euro și au 500. De... Ok, poate sunt 50% din oameni mm -hmm. de care, care, ne privesc de acum, a? dar 50% vor să ajungă acasă să vadă când se naște copilul. Că... cum, plătește plătești aia? Adică, nu poate că vreau și 4 milioane de euro, că n-am Pentru asta, asta, dauna dauna asta da. Are morală pentru care tot vine legiuitorul și te ajută și spune, bă, nu trebuie să plătești taxe de timp. Eu consider că 4 milioane sunt daunele mele morale, nu trebuie să plătești și ei 400 de, mii de euro și te judeci. Și poate judeci. vreodată sorine? Sau au de de euro. S-au luat 10.000 de mii de euro. S-au luat zeci de mii de, euro. Din România? De euro. Din România. Stai, dar pentru spețe, adică pentru când, spețe a nebarn, murit are... copilul nu de la neapărat, un cărnat stricat sau când? Nu, adică s-au luat 10.000 de nu. mii de euro pe, când a murit o fetiță da, acolo. Pe, niște pe speța da, ta, mână, da. Pe speța ta. A, de pe pe de pe mii ta, de euro discuta cu avioane a, discutăm okay, pe okay, Nu discutăm pe alte că Au murit niște oameni Să-ți mai dau un exemplu O companie care, să spunem, similară cu cea din România de stat care era din Spania făcând practicile astea mult mai dese și mult mai nerespunzând consumatorului întârzim bagaje, tot felul de minuni fiindcă au fost atât de mulți oameni care i-au dat în judecată a trebuit să închidă fa fabrica lor de avioane, să le vândă la bucată ca să poată să despărcăvească pe toți oamenii E o no, și la fiecare cât o ușă, cât o roată, cum știm? Compania spaniolă, care era compania spaniolă să de spune stat. Cum de era stat. Taromo, okay. cum Era Taromo, al Italia, sau așa. un exemplu Iberica, bun. nu Exact, Ei, e o problemă de atitudine și a noastră, fiindcă mulți spun, ai domnule, uite exact cum dacă tu pentru 3600 de euro ai zis, bă, până, până la urmă Nu neapărat e 3600, că eu biletul bine, 1000 de euro era compus din 4, Erau 4 fragmente. Nu era București, Londra, Londra, Los Angeles și înapoi. înapoi, Nu okay. mai știu de unde veneam. Vegas deci 1800, sau ceva. Vegas, spunem, Londra. Lo 700 de euro da, segmentul ăla era 700 de, 700 de euro curat. de euro, tu ai zis Bă, nu necesită, nu mai impun nervii și ăla poate cu 30 de 680 euro 60-80, mai... că a luat 20 30, da, da, da. 30, 30, <laughs> 3, ăla 20. cu 30 de euro, dar -a să facem. știți că au început să fie tot mai mulți consumatori care spun, de decât să am bătăi de cap merg către aceste companii care au început să înflorească sunt vreo 3-4-5 companii prin România vreo 3 străine, vreo 2 românești care spreau toate problemele astea și trăiesc bine companiile alea, dacă te uiți pe cifrele de afaceri sunt interesante, că 100% au succes da? Okay, da, da, da bine, ce am înțeles cer. din practica asta este că companiile, companiile aeriene practic și asumă amenzile. Ei zic, bă, noi am făcut studiu, știm că nu se prezintă mulți, dacă l-am un dat unul din 10 ne fac reclamații respectivă, Dar, la dar faptul că pe Europa de Est și mai ales pe România consumatorii nici măcar nu mai fac reclamații, de aici apar și ajută, mai mari da, probleme. Îi ajută Bun. din perspectiva Stați asta. să vă întreb anumite lucruri. Ce, înainte, prima parte, cum, ar, cum, am putea să prevenim asta, după aia cum am putea să combatem în, cazul care îi se întâmplă. Probabil că dacă era primul la check-in, prindea loc. Asta, dar atunci uh, nu mai, știi, nu mai așa, mă duc cu două, trei ore înainte. E, e, cu, nu mai, e cu chestia dar, aia, nu, știi? Nu, e, nu mai stau bine, dar ultimul. acum dacă ți-e economică, nu mai ești în vremurile bune, nu mai rămâi să te ducă mai jos. Dar... Păi mă las acasă. Ba zis, da, da, te duce la business. Mă las Mai rămân în locuri da, la business. Ca Uite, ca apropo de chestia asta, asta am pățit eu. Am fost la uh, economic, n-au mai avut loc. Și m-am dus la business că la școală. Și business eu am asta. un upgrade, aia da? nu se spăla nimeni, nimeni nu vorbește. Am, am da, de upgrade. până la urmă e același lucru să i zicem ca principiu. Bine, eu eram ce... cu Spic și cu Ștefania, de-aia ne-au zis. Ce... A, așa au zis, uite ce. Da, da, Spic și așa am Stefan... ah, cu domnul Noțu, vă rugăm. Da, da, așa au zis, de fapt. Da, asta a fost așa. ideea. De la marfa și banii, exact, și de ce a rămas. Exact. Tot. Până la urmă, cred că trebuie să înțelegem două lucruri. Mergem la o agenție de turism și cumpărăm, dar că mergem la agenția de turism, cumpărăm de pe un site de bilete, cumpărăm direct de la operatorul de transport aerian, Haideți să citim acele condiții, fiindcă acele condiții chiar de domne, ai mai citesc trei pagini, două pagini. Măcar o dată și știi pe viitor și ei de la asta. Nu măcar a a -a data. ce să citesc? Păi ce, ce, opțiune am eu? Dacă citesc că tot ce scrie British acolo, ce o să fac? O să zbor cu altul care are probabil aceleași condiții mai nasoale, că ce, ce cu ce citesc cu... să citesc atâta E British? Să primul, s-ar putea să fii primul. Care ce? În momentul când scrie acolo, că dacă ne asumăm că nu știu, nu... să, putea să poate să fi primul la coadă. Dau un exemplu. Dacă citești. Ah, ok, eu o să da. fiu primul meu. Așa nu să. Dacă nu la înțelegi cap. în schimb ceva în contractul respectiv, da. fă o reclamație. Fiindcă ideea este următoarea. Tu când ai semnat și ți-ai niște lucruri, sunt turiști care au pățit lucruri mai negative. Au ajuns cu avionul, să zicem, de la Londra, până la Londra s-au dus, de la Londra i-a îmbarcat, i-a dus la New York și de la New York încolo nu mai plătise operatorul. Diferențe ce ne pare rău, pe aici rămâneți. Pe alt loc, peste Bun, 3 da, zile. Eu... Și atunci, toate lucrurile astea, da. revenind, cred că este extrem de important să înțelegem, nu știu, trebuie să avem așa un fel de îngerpăzitor lângă noi. Și atunci, acel îngerpăzitor, în primul rând, suntem noi. Haideți să ne uităm puțin pe niște lucruri de astea simple. Ai timp să zbor? nu știu, 11-12 ore până în America, dar nu -ți, ți e greu să stai 15 minute să citești. Și ceea ce e și mai important. Oh, mă mizeria. Da, okay. Exact, aia. Îmi e da, mai ușor să zbor decât să citesc aia. Uh -huh. Dar vreau să te întreb ceva. Tu spus de o companie și mă gândesc uh -huh. că o, o agenție de turism. Dar eu, eu le-am luat prin agenție atunci. Eu okay. puteai să dau un judecată agenția. Dar normal, nu, că, dar puteai să-i sun. Probabil se ocupau ei. Puteai să-i sun și să ocupe ei, dar în momentul în care făceai o reclamație tu la agenție, o reclamai Nu pe British. Nu aveai treabă cu British. Cine-ți-a vândut ție biletul? Și atunci, fiind o companie la tine, de, pe era de la române, e foarte important acest lucru. Tu, dacă îți cumperi okay. mâine un televizor de la un supermarket, tu nu o să, dai, o să faci reclamație la da, brandul de televizor. Tu o să te duci de cine mi-ai facturat? Tu mi-ai facturat, eu ți-am ți adus televizorul în brațe. Și atunci e extrem de. de asta spuneam de acea agenție. bune așa că ea de obicei îți dau o garanție și un service și îți spune să te duci cu el. Că adică că nu, adică te că nu. Duci la nu la serviciul respectiv, dar dacă am spus că problema care tu o consider că este o problemă, tu reclam la magazin, nu, re, tu reclam magazinul ăla, ți a emis factura. Agenția de turism. Plus că e, și dacă îți dă garanție la un serviciu, cum e Macu de Panero, de exemplu, ăla e serviciul lor autorizat, e ca și cum te duci tot la ei. Că practic te duci cu factura de EMA nu mă interesează. De, de asta am spus, ca și consumator e important de la cine ai factura. Iar dacă ai factura de la o companie aeriană care nu are punct de lucru pe teritoriul României, poate să fie niște lucruri mai complicate pentru tine ca și consumator și atunci te duci la info, te duci la autoritate. Dacă e pe teritoriul României și ai o agenție de turism cu care ai încheiat acel deal, te duci direct către ei și eu cred că în proporție de 99,99% ,99%, dacă, dacă ți-au băgat pe față, pe fără vreau fără să, să vezi, ceva. ți a băgat vreau o cărtie să te ceva. și ai semnat-o și să te, întreb ceva. Vreau să te întreb ceva. Parcă se aude undeva ceva. <laughs> Aș vrea să te întreb ceva după cum spuneam și anume eu am pățit la o agenție de turism să plătesc de pe teritoriul României să plătesc vacanța și să nu mai îmi biletele uh -huh. de a trebui cu o zi înainte să plec că a să mă duc acolo peste ei să nu plec de acolo până când mi-au dat biletele ceva românesc uh -huh. a zic așa dar întrebarea mea în cazul ăsta era următoarea. Um, dacă la Cardola mai poate să-l cite ceva, pentru că mie mi se pare că. Nu, el s au închis cu... aproape sigur când a semnat acele hârtii, erau ceva scris cu asterisc și că a semnat și că nu mai are pretenții. Sunt Asta convins de acest care lucru. Care hârtii? Alea pe-am completat acolo Pe o, exact o plân, ce... un fel de plângere. O da, dar plângerea respectivă sigur avea acolo o chestie că în general asta fac acele companii în care spun că tu nu mai nu mai dorești nicio compensare dacă sau soluția de la dacă pe care ei ți-au pus-o la. Păi a venit soluția și mi-a pus o mână așa. Luați asta e 35 pa și au plecat. Și au rămas acolo în avion. Adică cum? Și asta deci eu pe bune. Uite, îți spunem clar. Dar erau români? Cine? Oamenii din de acolo din avion care scopau staful? asta mi se pare o practică lumea că ți-a lăsat cardul și a plecat. Cred că cred că cei de la British de la de la British Airways erau erau români, da. Ok. Dar vreau să te întreb, uite, Concret în speța asta. Deci eu am completat niște hârtii spunându-mi, completați aici problema pe care ați luat-o, pam, 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 am plecat, în avem mi s-a pus un card și a zis, poftiți, felicitări, aveți 35 de euro, dar aveți grijă de unde cheltuiți, să nu-i cheltuiți, don't spend, it all, don't spend it all in one place. Știi? Și, ai și a plecat, N nu, nu. Păi, n moment așa, ce, ce n-ai semnat, poți să spui, domnule, că nu l-ai primit. De asta hai să zicem că nu mințeam. Okay. Hai să zicem că da. vin acasă și mă duc la Infocon. Și mm. am, cum, sunt plătitor de la de 50 da? de lei pe an și zic că. era o clauză abuzivă, fiindcă te-a pus sub puperiul timpului să semnezi niște lucruri. Asta zic, se putea lupta, nu? Adică, nu eram că gata, mă, păi ai semnat problemă reală, sigur vei găsi o soluție reală. Problema este să ai determinarea să te ocupi de ea și să o duci până capăt. Și de ce spun important să o duci până la capăt. S-a ca și după tine, a Mă că mă enervează un pic, da? Cel care vine după tine să nu mai pățească ca tine. E foarte important acest lucru. Iar copilul tău din epoca asta, când începe și crește, să nu pățească și să ajungă să zică: uite ce Românie, ce țară avem, că a rămas la fel ca tata pe vremuri, am ajuns și eu pe vremuri bune și pățesc același lucru. Și atunci, noi, dacă toți începem și ne revendicăm până la urmă drepturile, eu sunt. Până astăzi, de 19 ani de când activez în zona asta, n-am găsit un consumator care chiar a vrut, chiar a avut o problemă, să nu ajungă să-și recupereze dauna materială și morală și să se rezolve. Și cel mai simplu exemplu este zona asta a consumatorilor care au făcut niște contracte, săraci fără să știe, cu acei vețeni. Și au făcut niște credite în care au da. sărit în aer. Eu am auzit de probleme. Și meu. la vremea respectivă nimeni nu se gândea, dai în judecată o bancă? Era așa, ca și cum te-ai gândit că dai în judecată Pentagonul. Dar astăzi, foarte mulți dintre cei care au avut probleme și au recuperat banii. La unii au fost consumatori la care le s-au anulat prin instanță peste 60.000 de franci, ceea ce înseamnă astăzi peste 60.000 de euro în creditul respectiv, fiindcă băncile le-au prezentat ca o ofertă mult mai bună fără să le pună la dispoziție toate informațiile, s-a dovedit clauze abuzive și practică comercială incorrectă. Dar problema este următoarea, nu s-a întâmplat într-o zi. Nici într-un an, nici în doi, poate în trei. E adevărat că trei ani... Și cu mulți știa... oameni uniți. Că de fapt asta e problemă, și mulți asta oameni nu prea nu uniți, uh, Nu știu dacă uniți sau neuniți, important e că trebuie să facem ceva. Și cum spuneam, Chiar dacă îți luai 500 de euro, 700 de euro, ce se întâmpla, măcar arătai că să erai... să nu mai contau banii Și eu cred că mai ales după imaginea asta sau și după, după ideea asta de a veni la noi la Marfa și banii, chiar dacă cumperi mâine, nu știu, o șaorma sau un covrig sau o sticlă de băutură răcoritoare sau un plin de benzină sau ceva și se pare că ceva nu e în regulă, fă ceva. Fiindcă tu mai ales, prin poziția pe care o ai, prin imaginea pe care o ai, făcând ceva și ceilalți pot să facă ceva. Am poziția. Da, mulțumesc chestie, Adică sunt niște sfaturi utile Și vă promit că dacă mă mai primiți O dată, o singură dată mai vine în emisiunea voastră Dacă mă mai primiți o dată, mai am niște probleme Pe care aș vrea să vi le expun Tot în legătură cu companiile aeriene vezi, vezi, vezi că începe, Cu niște începe, lucruri începe, pe care începe. mi s-au întâmplat Pe anumite zboruri și nu știu de acord da, să da, te da. primim, dar da, da, nu o dată, o dată pe săptămână, că sunt convins că de a, o să înțeleg. ți se deschidă tot felul și o apetitul. O mi se, de a, a vedea niște probleme care mi se, zbate se, se un pic ochiul de la treaba asta, mi-am amintit niște niște te chestii care ceva în mână? Mi-am niște în chestii îngrozitoare încă... care mi s-au întâmplat <laughs> și vreau să vi le povestesc dacă mă primiți într o emisiune viitoare. Te primim cu drag și eu am vorbit mult episodul ăsta, o să fac am făcut intro, o să fac și închiderea. Îți mulțumim că ai venit, îți mulțumim că ne găzduiești, Vouă vă mulțumim că v-ați uitat la noi, am fost Marfa și Banii, vă pupăm!